Premierul Dacian Cioloș a anunțat propunerile pentru funcțiile de miniștri pe care le va transmite astăzi președintelui Klaus Iohannis. Ioan Dragoș Tudorache este propus pentru funcția de ministru al afacerilor interne, iar Paul Gheorghiu este propus pentru funcția de ministru șef al Cancelariei prim-ministrului. Premierul Dacian Cioloș a anunțat astăzi printr-un comunicat al guvernului propunerile pe care le va transmite astăzi președintelui României Klaus Iohannis. Astfel, pentru funcția de ministru al afacerilor interne, premierul îl propune pe Ioan Dragoș Tudorache. Am decis să-l propun domnului președinte pe Dragoș Tudorache, șeful de cancelarie de aici, de la guvern. Eu cred că dânsul va fi în măsură să facă față la provocarea de acolo. În perioada 2007-2015, Dragoș Tudorache a activat în funcții de conducere importante în cadrul Direcției Generale pentru Afaceri Interne a Comisiei Europene, poziție din care a avut relații constante cu Ministerul de Interne român, acumulând experiență pe subiecte aflate în gestiunea Ministerului de Interne. Paul Gheorghiu este propus pentru funcția de ministru, șef al Cancelariei prim-ministrului. Ca și șef al Cancelariei pentru perioada care mai rămâne de 4 luni de zile, m-am gândit să-l propun pe domnul Paul Gheorghiu, care este în momentul de față șeful meu de cabinet, care cunoaște mersul lucrurilor la cancelarie, este cunoscut de toți miniștrii și cred că va face față acestei sarcini până la sfârșitul mandatului.